Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Să citim pentru cinstea Domnului și învățătura noastră versetele 10 și 11. Iosua, capitolul 1, versetele 10 și 11. Iosua a dat căpetenilor oștirii poporului următoarea poruncă. Treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului. Pregătiți-vă merinde, căci peste 3 zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Fiind în jurul persoanei Domnului Iisus, a cuvântului său veșnic, care mântuiește oameni, care ridică, oferă încurajare, în seara aceasta vreau să rostesc un cuvânt de predică pe care l-am intitulat Protejarea moștenirii. Îmi aduc aminte de pilda fiului risipitor, de alte situații similare pe care le-am auzit în viața mea, unele întâmplări adevărate, altele imaginare, ale unor părinți care și-au dezmoștenit copiii pentru că aceștia au trecut dincolo de limita în care mai puteau să rămână copiii familiei respective. Cred că comparația aceasta ne ajută să înțelegem că Dumnezeul nostru, deși este bun, El condiționează moștenirea pe care a promis-o copiilor Săi și noi, în calitate de copii ai Lui Dumnezeu, trebuie să ne facem partea de ascultare și credincioșie și prin aceste atitudini să ne protejăm moștenirea promisă prin făgăduință. Prin natura lui imperfectă și subiectivă, atât în plan material cât și spiritual, omul prețuiește mai mult ce face el decât ce fac alții. Intenția lui Dumnezeu cu prizonierii evrei din Egipt a fost Canaanul, cu toate binecuvântările lui. Însă acest scop divin a avut 2 obiective. Primul, ieșirea din Egipt și al doilea, intrarea în Canaan. Trebuie să acceptăm că generația de oameni care au ieșit din Egipt au realizat ieșirea, dar au ratat intrarea. Generația de oameni în fruntea cărora a fost Moise, omul lui Dumnezeu, au beneficiat de ieșirea din Egipt, au început visul lor, însă au ratat intrarea în Canaan. Au ajuns până la Iordan, care era granița geografică între Israel și cealaltă țară. Au văzut Iordanul, s-au oprit pe malul lui și au văzut țara. Visul lor de 1 an și jumătate. Probabil că mulți dintre ei aveau tot felul de cicatrici pe trupul lor, mai ales pe spate, unde erau bătuți în mod nemilos și brutal de administratorii, de logofeții lui Faraon, care îi puneau în mod necinstit și josnic să muncească peste măsură de mult. Au primit cu o bucurie ieșită din comun perspectiva ieșirii din prizonierat, din robie. Au făcut un drum de un an și jumătate, însă mai mult de jumătate din perioada aceasta au stat la muntele Sinai să primească decalogul. Și au ajuns pe malul Iordanului și erau la o depărtare de câțiva metri de visul lor. Și ultimul lucru care l-au mai făcut a fost să trimită niște iscoade, niște spioni, să se asigure că cu mulțimea aceasta de oameni care sunt în spatele lor, se apreciază că între 3 și 6 milioane de oameni erau acolo. Mulțimea aceasta de oameni care erau în spatele lor vor trece Iordanul și nu vor avea probleme atunci când vor intra în țara promisă. Iscoadele s-au întors însă cu un mesaj dezamăgitor și pesimist.
nu putem intra în țară, fiindcă locuitorii țării sunt oameni uriași și ne vor omorâ imediat. Este adevărat, țara este așa cum ne-a promis-o Dumnezeu, dar nu putem intra în ea. Au sfidat toate experiențele lor cu Dumnezeu de până atunci și au lăsat necredința din ei să-și spună cuvântul într-un mod atât de barbar. Când Dumnezeu a văzut atitudinea lor, s-a întristat. Degeaba doi dintre cei 12 spioni, iscoade, Iosua și Caleb, au încercat să prezinte o altă perspectivă. Oameni buni, este adevărat că sunt uriași, dar Dumnezeu este șeful uriașilor, este mai mare decât toți uriașii. Să ne încredem în El în continuare, că El ne-a scăpat de atâția, ne va scăpa și de ei. El a promis și se ține de cuvânt. Vocea lor n-a fost auzită. Atunci Dumnezeu a spus acestei generații de oameni: ați ieșit din Egipt, dar nu sunteți în stare să intrați în Canaan. Visul vostru se termină aici, și al liderului vostru Moise și al vostru. Toată generația aceasta de oameni vă întoarceți în pustie. Și pentru fiecare zi dintre cele 40 de spionaj veți sta câte un an în pustie, ca să mă asigur că toți adulții care sunt acum în grupul acesta, în poporul acesta, vor muri și nu vor avea parte de intrare, deși au ieșit. Pun o întrebare retorică: poți să ieși din lume și să nu intri în împărăția lui Dumnezeu? Scriptura răspunde simplu, direct și categoric: da. Cum? Întorcându-te de unde ai ieșit. În seara aceasta vreau să vorbesc despre protejarea moștenirii. Și privesc lucrul acesta cel puțin din două puncte de vedere. Din punct de vedere denominațional, sunt 102-3 ani de când pe Azusa Street a pornit mișcarea penticostală, o parte a mișcării harismatice care a cucerit pământul. Sunt aproximativ 87-88 de ani de când în România a luat naștere Biserica Penticostală. Mai mulți ani de când a luat naștere Biserica Baptistă sau Mișcarea Creștină după Evanghelie și așa mai departe. Aceasta din punct de vedere denominațional. La nivel de denominație s-a ieșit din lume și oamenii aceștia s-au organizat într-un cult. Dar la nivel individual, fiecare dintre noi, cândva într-un an, cândva într-o lună, cândva într-o zi, am ieșit din lume, am ieșit din Egipt, am ieșit din prizonierat, am ieșit unde eram bătuți de propriile vicii și obsesii. Și nu eram stăpâni pe noi și nici pe banii noștri. Îi cheltuiam pe prostii și ne certam cu soția pentru asta. Am ieșit sperând că vom intra. Însă există riscul, când ajungem aproape, aproape, să nu putem intra și să pierdem moștenirea promisă. Dacă adormim pe drum, dacă ne rămâne în inimă lumea din care am ieșit și ea ne conduce, când vom fi la un pas să intrăm, ne vom trezi că Domnul spune: vă întoarceți înapoi, trebuie să muriți în pustie. Este un mesaj înfiorător, dar real. Nu vreau să prezint perspectiva aceasta negativă, ci vreau să prezint perspectiva pozitivă. Noi trebuie să ne păstrăm moștenirea promisă de Dumnezeu. Noi nu am ieșit degeaba din Egipt. Pe noi nu ne-a scos Dumnezeu cu braț puternic din lume și nu a investit în noi de-a lungul zecilor de ani de pocăință să ne aducă până aici și acum să ne pierdem mântuirea pentru care am făcut totul în lumea aceasta. Am renunțat la multe plăceri păcătoase, am renunțat la multe obiceiuri care însemnau nelegiuire. O parte din noi am smuls-o cu multă greutate și am scos-o afară, în ciuda faptului că era modul nostru de viață în care am trăit 10, 20, 30 de ani unii, eu 21 de ani. Nu mi-a fost ușor să renunț la țigări și la multe alte obiceiuri care erau normale în lume. Și astăzi ne uităm la lumea care se globalizează, ne uităm la criza care se conturează, ne uităm la Imperiul lui Anticrist care se pregătește și tot mai mulți oameni spun: suntem pe ultima 100 de metri. Nu sunt în stare să vă spun dacă mai sunt 100 de metri, 101 sau 99. Însă și eu, ca toate celelalte voci, simt că este foarte aproape. Este ușor să vezi când vine primăvara. Dacă te uiți la un pom, dacă te uiți într-o pădure, dacă te uiți la pământul
care este spart de floricele, de ghiocei, îți dai seama că vine primăvara. Ei bine, suntem la un pas. În urma noastră sunt ani de pocăință, la unii mai puțin, la alții mai mult. Unii au avut ani grei de pocăință, au fost închiși, au fost bătuți, au plătit un preț foarte mare, alții au scăpat mai ieftin, fiecare cu harul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Dar noi purtăm în inimă făgăduința lui Dumnezeu că vom avea parte de veșnicie. Și aceasta ne dă putere să ne trezim din nou dimineața și să ne punem capul liniștit pe pernă seara. Aceasta ne dă putere în crizele vieții, în datoriile neplătite poate, în neînțelegerile care apar într-un loc sau în altul și în foarte multele apăsări care apasă pe sufletul nostru. Speranța că va veni într-o zi sclipitorul Iisus Hristos, slăvitul, minunatul Iisus Hristos, ne va lua din mijlocul durerilor și al acestui potop de lacrimi și de greutăți și ne va duce în țara fără durere și fără amar. Și când focul acesta te animă, te motivează, există o predică care îți spune, ești sigur că se va întâmpla asta cu tine? Că se va întâmpla, e sigur, dar ești sigur că se va întâmpla și cu tine? Erau 10 fecioare și 5 au intrat. Erau 2 femei la moară și una a intrat. Erau 2 bărbați pe acoperișul casei și unul a intrat. Au venit la templu să se roage 2 oameni și rugăciunea unuia a fost ascultată. 10 leproși au fost vindecați, unul s-a întors să mulțumească. Peste tot în Biblie există o diferență. Scumpii mei, destinul meu de 5 ani este unit cu al dumneavoastră. Și chiar dacă uneori rostesc cuvinte aspre, ele nu manifestă indiferența și superioritatea mea, ci durerea inimii mele, pentru că veniți de departe și nu se merită toată investiția aceasta să fie pierdută și egală cu zero. În sufletul nostru există promisiunea moștenirii și noi nu o putem rata. Noi nu ne mulțumim doar cu ieșirea. Noi nu ne mulțumim doar cu ieșirea. Noi trebuie neapărat să avem parte și de intrare. Că altfel, de ce ieșim din Egipt dacă nu ajungem în Canaan? Care e diferența să mori în Egipt sau să mori în pustie? Nu e nicio diferență. Domnul nu ne-a scos pe noi din Egipt ca să fim îngropați în nisip. Dumnezeu ne-a scos din Egipt ca să avem parte de binecuvântările Canaanului. Să mâncăm mierea și laptele de acolo. O vie pe care n-am cultivat-o, pomi pe care nu i-am sădit și să ne bucurăm de binecuvântare. N-o merităm, dar ne-a oferit-o în grație și în bunătate. Frați scumpi, în această seară vreau să vă rog să vă gândiți cu toată responsabilitatea și cu maturitatea pe care vă dă vârsta, cunoștința, înțelepciunea, experiența. Gândiți-vă la riscul pe care și-l asumă fiecare muritor în viață încă să piardă moștenirea promisă de Domnul printr-o viață care nu-i compatibilă cu locul unde vrei să ajungi, ci e compatibilă cu locul din care ai ieșit. Noi am ieșit de undeva și vrem să intrăm altundeva, dar între aceste două stații, plecare și sosire, care sunt evenimente, ieșire și intrare, există un proces. Și procesul nu-i cât evenimentul o zi sau un an, procesul e lung, o viață. Și în procesul acesta, noi trebuie să trăim în funcție de destinație, nu în funcție de unde am plecat, ci în funcție de unde vrem să ajungem. În felul acesta vom fi lăsați să intrăm. Moise a fost omul folosit de Dumnezeu pentru ieșire. Iosua a fost omul folosit de Dumnezeu pentru intrare. Moise a condus o generație și el și generația au falimentat și au fost îngropați în pustie. Iosua a condus o altă generație, copiii lor. Doar el și Caleb au făcut parte din generația veche și ei au intrat. Există o generație a ieșirii. Foarte puțini fac parte și din ieșire și din intrare și există o generație a intrării. Mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta, dincolo de cuvintele mele simple și pricepute, cât pot fi pricepute cuvintele unui muritor, să existe o cercetare a Duhului în inimile dumneavoastră și să vă puteți meri nu la predica mea, ci la cuvântul Domnului, pentru că este în folosul fiecăruia dintre noi să plecăm acasă, fiind siguri că suntem în Domnul. Moise a fost îngropat
undeva înainte de destinație și poporul la fel. Oamenii aceștia care au ieșit, n-au intrat. Visul lui Dumnezeu nu a fost ăsta, dar ei au falimentat. Credeți dumneavoastră că asta s-a întâmplat doar cu ei? Nu cunoașteți o grămadă de oameni care au început și au căzut pe drum? S-au pierdut în păcate, în nepăsare, s-au răcit, au căzut de la credință, s-au apucat de flecării și de alte lucruri, cum folosește Pavel expresia, și n-au mai intrat niciodată în promisiunea făgăduită. Am numit mesajul acesta păstrarea moștenirii, fără să o pierzi. E bine că ai ieșit, dar asigură-te că poți intra, pentru că a ieși înseamnă doar jumătate din ceea ce trebuie să faci, sau jumătate din ceea ce trebuie să se întâmple. Cu cât s-au apropiat mai mult de Canaan, cu atât misiunea lor a devenit mai complicată. Și generația aceasta a ieșirii, în ciuda minunilor pe care le-au văzut, au compromis intrarea care încununa și finaliza ieșirea lor din Egipt. Minuni s-au făcut totdeauna în istorie, dar sunt câteva perioade în istoria Bibliei care abundă în minuni și care au fost supranumite perioada minunilor. Spre exemplu, prima este perioada lui Moise și Iosua, a doua este perioada lui Ilie și Elisei, a treia lui Daniel și Ezechia, a patra a Domnului și a ucenicilor săi. Generația născută în pustie, care a intrat, foarte mulți dintre ei nu au văzut Egiptul, nu au văzut ieșirea, nu au văzut minunile care au fost specifice atunci, cele 10 plăgi, adică urgii, pedepse date de Dumnezeu peste Egipt, Marea Roșie despicată și pusă la loc. Generația noastră își aduce aminte și uneori se spune de la microfon despre fratele cutare din Arad, fratele cutare din Cluj, fratele cutare din Moldova, fratele cutare din Banat sau din altă zonă a țării, oamenii lui Dumnezeu din generația părinților noștri sau chiar a bunicilor noștri. Și în inima noastră suntem într-un fel, poate e mult spus, mândri, că există în trecutul nostru astfel de repere care ne ajută să știm ce vrem să facem în viață, copiind comportamentul lor, fiindcă ei l-au copiat pe a lui Pavel și Pavel pe a lui Hristos. Dar generația noastră este foarte expusă la o presiune care, dacă nu suntem atenți, ne pune în situația să fim vărsați din gura lui Dumnezeu și să nu mai avem parte de promisiunea făcută. Și Scriptura spune, fiți treji, vegheați, rugați-vă, fiți tari în credință, aveți grijă de voi înșivă ca să nu cădeți, nu vă lăsați, întăriți-vă în puterea lui Dumnezeu, uniți cu credința fapta, dați-vă toate silințele, puneți toată pasiunea vieții voastre în ceea ce faceți pentru cer. Primul lucru pe care vreau să-l spun este protejarea inimii. Încercând să ne protejăm moștenirea aceasta, să intrăm în țară, în intenția de a ne proteja moștenirea, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne protejăm inima. Din Exod 3 până în Deuteronom 34, Biblia vorbește despre ieșirea poporului sub conducerea lui Moise. După moartea lui Moise însă, fiindcă Moise a murit și el ca toți muritorii într-o zi, Dumnezeu vorbește unui alt om, pentru că lucrătorii mor, dar lucrarea continuă. Și spune Biblia în Iosua capitolul 1, versetele 1 și 2, după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i-a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul, ia poporul acesta cu tine și du-l în țară. Observați că Iosua a devenit Moise din trecut, el a devenit Moise al intrării cu o generație nouă de evrei. Și dacă ne uităm în viața acestui bărbat, vom învăța cum să ne comportăm noi ca slujitori, ca părinți, ca soți, soții și pur și simplu ca și copii ai Domnului, oamenii ai lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă pun în față pilda acestui bărbat care a avut onoarea să și iasă, să și intre, un bărbat special. Și uitați, privind la viața lui, care sunt gândurile majore care pot fi desprinse din punct de vedere al subiectului prezentat în această seară. În primul rând, Iosua a învățat în compania unui mare mentor, în compania lui Moise. Spune Scriptura,
Să-l faci părtaș la dregătoria ta, Domnul i-a spus lui Moise, să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Dă-i din autoritatea ta, ține-l pe lângă tine, formează-l, învață-l, mustră-l, corectează-l, fă din el un lider cum ești tu. Și când biserica îl va vedea tot timpul lângă tine, când adunarea lui Israel va vedea tot timpul lângă tine, va ști că el este un viitor lider în care tu te investești. Lângă cine îți petrești timpul? Lângă cine stai? Care ți este anturajul cu care îți ocupi vremea? Iosua a stat lângă Moise și prietenia cu Moise i-a dat autoritate pentru popor. Poporul nu l-a iubit pe Iosua că a fost fiul lui Nun și taică său Nun a fost așa bogat sau nu știu cum. L-a iubit pentru că stând lângă Moise, tot respectul poporului pentru Moise s-a transferat și asupra lui Iosua. Anturajul lui Iosua cu Moise i-au identificat pe cei doi în fața poporului. Iosua a fost un om așezat de Dumnezeu, dar și de alegerea lui personală lângă un mare mentor. Dacă mi îngăduiți, priviți că Iosua a crescut lângă Moise. Gândiți-vă, Elisei a crescut lângă Ilie. Ucenicii au crescut lângă Domnul. Timotei și Tit au crescut lângă Pavel. Libertatea inimii omului este esența păgânismului. Disciplinarea, smerenia și ucenicizarea inimii este esența creștinismului. Oamenii au această tendință să se bucure de libertate, să nu o administreze corect, să o folosească în mod greșit și să trăiască în păcat în libertatea lor, fără să-și disciplineze inima, fugând de regulile lui Dumnezeu, negăsindu-și plăcerea în poruncile Domnului. Credeți dumneavoastră că i-a fost ușor lui Iosua să fie ucenic la Moise? Moise a fost un om blând, dar n-a fost slab. Moise a fost aspru din punct de vedere al legilor lui Dumnezeu. Și pentru Iosua n-a fost ușor să se ridice la înălțimea pretențiilor lui Moise, care erau pretențiile lui Dumnezeu. Dar a făcut asta știind că nu-și pierde vremea, ci că o câștigă. A știut că îi se formează caracterul, că va fi deprins cu lucrurile lui Dumnezeu. A văzut la Moise cum e folosit de Domnul și cum e respectat de popor. A văzut că Moise trăiește cu scop și a spus: așa vreau să trăiesc. Nu vreau să-mi pierd vremea cu nimicuri. Nu vreau să mă ocup cu lucruri slabe. Vreau să fiu ca Moise. Și a stat lângă el, a învățat de la el. Și o parte din măreția lui pusă de Dumnezeu în el s-a transferat și asupra lui. Apoi el a învățat să iubească locul părtășiei, Exod 33. Ascultați cuvântul Domnului. Toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era în afară de tabără. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea din tabără, însă tânărul său slujitor, 40 de ani a fost Iosua, tânărul său slujitor. Să stai la o școală 40 de ani, trebuie să fii un om tare. Tânărul său slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din cort. Moise intra și ieșea, Iosua nu, stătea acolo. Vă imaginați asta? Nu poți să fii mentorul cuiva și să faci lucruri diferite de el. Iosua se ruga lui Dumnezeu cum se ruga Moise. Iosua stătea în prezența lui Dumnezeu cum stătea Moise. Iosua avea inima frântă pentru popor cum o avea Moise. Iosua se temea de Domnul cum se temea Moise. Și Moise acesta a devenit un Moise mai mic în persoana lui Iosua. Frați dragi, fiecare dintre noi avem un model. Putem lua modele din ziare, din reviste, putem lua modele din filme, putem lua modele de la Hollywood, putem să ne concentrăm în ceea ce privește modelul asupra vestimentației, asupra casei, asupra mașinii, pierzând din vedere că dacă tot am ieșit, trebuie să intrăm, iar acolo unde intrăm, lucrurile materiale, vizibile, n-au nicio relevanță și nicio valoare. Ceea ce este important este ce face Moise, iar nouă cu Moise nu ne place, că e aspru. Moise ne pune să ne rugăm, Moise ne cheamă la studiu biblic, Moise ne ține în cort, Moise ne împinge în prezența Domnului, Moise are o viață aspră. Viața lui Moise nu are prioritățile lumii, pe Moise nu-l interesează prioritățile lumii. El a putut să fie regele Egiptului sau cel puțin să încerce, a fost prinț. Egiptul în vremea aceea era cea mai mare putere mondială. Și Moise, când a venit Dumnezeu cu alternativa, vreau să fii fiul meu, vreau să fii slujitorul meu, inima lui Moise a trăsărit și a spus: Dumnezeu este mai important decât Faraon.
Cerul este mai important decât Egiptul. Slujirea este mai importantă decât confortul. Suferința este mai importantă decât privilegiile de la palat. Mă duc cu Dumnezeu. O să iubesc poporul acesta. Și faraon, Iosua, s-a uitat la Moise și s-a uitat și la alte perspective pe care le avea. Și a avut de ales. Și a ales. Ce a ales? A ales să fie un Moise mai mic. A ales să se roage ca Moise, să aibă timp cu Dumnezeu ca Moise, a ales să petreacă timp cu Dumnezeu ca Moise. Iosua a reușit să intre pentru că a avut un model care l-a ajutat. Stimați părinți, și eu sunt tată ca mulți dintre dumneavoastră și mă uit la copiii mei, nu i-am învățat niciodată să facă lucruri rele, însă lumea în care ei au mers la școală și apoi la lucru le-a prezentat multe minciuni și multe lucruri de la diavolul. Și mulți dintre copiii noștri, crescuți în adunare și binecuvântați în casa lui Dumnezeu, astăzi se confruntă cu mari vicii și cu obiceiuri foarte rușinoase. Știți de ce? Pentru lucrurile acestea nu le-au învățat de la Moise. Lucrurile acestea îi pot opri să intre, pentru că Dumnezeu nu se compromite pentru nimeni, nici pentru mine, nici pentru dumneata. Nu s-a compromis nici pentru Adam, nici pentru Eva, nu s-a compromis pentru nimeni. Ce face omul, ce seamănă, aceea va secera. Mulți dintre copiii noștri au învățat de la altcineva lucruri rușinoase, nu de la Moise. Și au ales mentori care i-au învățat să se drogheze, i-au învățat să consume alcool și țigări și să facă alte și alte lucruri de care nouă ne este rușine. Și nici n-am contribuit la asta, poate cu mai puțină responsabilitate și cu alte lucruri asemănătoare, cu păcate de omitere. Călătoria spre cer este lungă. Ieșirea este ușoară. Este o emoție sfântă, este un mesaj care ți încălzește inima, este un cuvânt de predică care îți trece ca un fior prin șira spinării, îți curg lacrimi din ochi, simți că ești păcătos, vrei să-L iubești pe Domnul, te hotărăști să te pocăiești, ieși în față, se roagă cu tine pastorul sau pentru tine, te întorci în bancă și știi că niciodată nu o să te mai întorci înapoi. Și peste 3 săptămâni sau 3 luni sau 3 ani te întorci și nu intri niciodată, doar ai ieșit. Păstrarea moștenirii este o problemă de mare responsabilitate. Nu indiferent cum trăim, vom intra doar pentru faptul că am ieșit. Pe Dumnezeu faptul că am ieșit nu-L obligă să intrăm. Predestinația și imposibilitatea pierderii mântuirii, aceasta pune pe foarte mulți creștini cu capul pe o pernă ireală. Fiți liniștiți că nu vă puteți pierde mântuirea, trăiți oricum. Observați că apropiindu-ne de țară, de țara promisă, ca și denominație, ca și vreme istorică, ca și indivizi, îmbătrânim sau ne cheamă acasă Domnul mai tineri, ne confruntăm cu necazuri. Știu în mod personal din adunare anumite familii care trec prin crize și când omul nu mai are bani, trece prin multe crize. Se complică foarte tare lucrurile în casa lui și când ești cap de familie, când ești bărbat, și când știi că familia ta a avut confort și au fost câțiva ani și te-ai obișnuit cu el și ai o grămadă de datorii și nu mai știi cum să ți le plătești, dintr-o dată te simți așa de slab, nu te mai poți suporta și încerci să găsești soluții pe care nu le vezi. Oamenii aceștia au vrut să intre și s-au speriat de uriași. Singurii care nu s-au speriat a fost Iosua și Caleb. Ceilalți toți s-au speriat. Lipsa de bani e un mare uriaș. Bilurile care vin, facturile acestea care vin de la curent, de la gaz, de la toate datoriile pe care noi le avem, sunt uriași pe care poștașul ni-i pune în poștă. Și noi ne ducem cu mâna noastră, luăm pe uriașul acesta, îl băgăm în casă, desfacem plicul și citim 200, 500, 1000, 2000, morghici, 5000, 2000, 10000 și te gândești, Doamne, nu mai pot. Doamne, nu mai reușesc. Și te pui în camera ta singur că ți este rușine de membrii familiei și plângi disperat fiindcă nu ai nicio soluție. Este un uriaș care vrea să-ți pună piciorul pe gât, pe inimă și să te zdrobească pentru întotdeauna. Pot fi mulți uriași, poate ești mai tânăr și ai probleme cu sănătatea și te gândești, Doamne, ce se va întâmpla cu casa mea?
E normal să am problemele acestea de sănătate la 50, la 60, la 70 de ani. Dar eu încă sunt o femeie tânără sau un bărbat tânăr. Doamne, ce o să zică partenerul de mine când nu o să mai mă pot achita de responsabilitățile vieții? Cine o să-mi crească copiii, Doamne? Cine o să-mi plătească datoriile? Și stai în bancă, te faci mic și zici, eu sunt ăla, Doamne. Sunt uriași care nu te lasă să trăiești, care îți fură pacea și liniștea, care scurtează nopțile și te învârți ca un șurub în pat și nu te ia somnul, pentru că ai grijuri pe care nu le poți rezolva. Iosua, priviți, a fost împreună cu ceilalți, dar cei 10 au văzut uriașii, Iosua și Caleb, a văzut strugurii. A văzut binecuvântarea. Cei 10 au privit la ei și la uriași. Iosua și Caleb a privit la uriași și la Dumnezeu. Ei nu s-au pus împreună cu uriașii ca cei 10. Ei au pus pe uriași împreună cu Dumnezeu. A spus, Doamne, rezolvă-i. Că nu sunt primii și nici ultimii, rezolvă-i. Ocupă-te de ei. Tu știi că dacă eu aș putea să mă ocup de ei, m-aș ocupa. Dar nu pot. Uite-te la mine, sunt două mânițe de om. De-abia mai am suflare în mine. Nu mă pun cu ei, Doamne, că sunt. Dar Tu ești Dumnezeu, ai slava toată și în cer și pe pământ, ocupă-te de ei. Dacă vrei să intru, dacă vrei să te ții de cuvânt, dacă mai mă iubești, Doamne, dacă mai ai puterea să mă suferi, să mă ierți, să mă iubești, Doamne, ocupă-te de ei. Ridică-mă, Doamne, că-s doar un muritor, îmi pare rău de ce am făcut, n-am fost înțelept în multe lucruri, dar acum ce să fac, ai milă de mine, Doamne, ocupă-te de ei. Cei 10 s-au uitat la Dumnezeu prin prisma uriașilor. Cei 2 s-au uitat la uriași prin prisma lui Dumnezeu. Nu te uita la necazurile prin care treci, la boală, la datorii, la pierderea serviciului, la situația economică. Nu te uita prin prisma uriașilor, pentru că ești om și psihologic, efectul psihologic din mintea dumitale te va dărâma. Îți vei pierde încrederea, îți vei pierde speranța. Nu vei mai avea poftă de mâncare, de somn și atunci când nu mai mănânci și nu mai dormi. Adu-ți aminte, când Dumnezeu l-a scos pe Ilie din depresie, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-i restaureze trupul. Și i-a spus, mănâncă și dormi, mănâncă și dormi. Și apoi a restaurat și sufletul și duhul. Atunci când îți pierzi pofta de mâncare, este un lucru foarte grav. Atunci când nu mai poți să dormi, cel puțin la limită, minimul necesar, este un lucru foarte grav. Este ca și cum îți folosești o mașină, un motor pe care l-ai tot timpul ambalat la maxim. Va plezni într-o zi. Nu suportă, nu-i făcut să funcționeze în maniera asta. Asta vrea diavolul, să-ți pierzi mintea. Vrea să nu mai știi de tine, să faci prostii, că omul la stres se ceartă repede, devine nervos, recalcitrant, nu-și mai suportă soția, dă vina pe ea sau invers pe soț, îi spune din cauza ta, tu m-ai pus să luăm mașina asta, tu m-ai pus să intrăm în datorii cu casa asta, ți-a trebuit lux, ai vrut să ajutăm părinții să facem business în România, uite unde am ajuns, tu ești de vină. Și oamenii își pierd pacea. Scumpii mei, este un uriaș care vrea să ne distrugă. Venim în casa lui Dumnezeu și vrea ca să venim cu lacrimi în ochi și cu inima frântă. N-auzim predică, n-auzim cântare, n-auzim nimic. Am devenit imuni la Dumnezeu. Ăsta este uriașul care vrea să-și bată joc de noi, de poporul Domnului. N-a putut să ne țină în Egipt, dar măcar ne oprește să intrăm în Canaan. N-a putut să evite ieșirea, dar măcar blochează intrarea. Uite-te bine la mine, ascultă-mă, ești un om în timpul călătoriei și călătoria e grea. Pe umerii dumitale sunt sarcini, sunt poveri, sunt responsabilități și dacă Dumnezeu nu te ajută, te vei prăbuși. Nu vorbesc omenește, ci vorbesc duhovnicește. Nu te uita la necazurile vieții prin prisma uriașilor, ăștia te sperie. Scopul lor este să te facă să nu mai știi cine ești și ce vrei, să nu mai ai priorități. Nu mai ai timp de rugăciune, uriașul te învață asta. Spui, trebuie să muncesc mai mult, ascultă-mă, dacă nu zidește Domnul o cetate, poți să muncești și ziua și noaptea fără odihnă, ca o mașină, doar să-i bați gaz, benzină. Cei 10 au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara, ceilalți 2 au adus un raport bun și mărturia strugurilor deosebiți. Cei 10 au fost ca Lot, au umblat prin vedere, sfidând credința. Iosua și Caleb au umblat prin credință, sfidând vederea. Ascultă-mă, nu vreau să par cicălitor,
dar știu că ești un om ca mine care te lupți și lupta e grea. Trebuie să sfidezi ceva în viață, ori vederea, ori credința. Dacă nu sfidezi uriașul, atunci vei sfida credința și te vei lăsa speriat prin vedere de uriaș. Trebuie să sfidezi uriașul. Dumnezeu îți va purta de grijă. Nu știu cum, Dumnezeu îți va purta de grijă. Acesta nu-i doar predică, e realitate, Dumnezeu îți va purta de grijă. Probabil că ați citit și dumneavoastră, s-ați auzit în predică întâmplarea aceea, când o femeie care avea mulți copii acasă și-a cheltuit absolut orice resursă posibilă ca să mai cumpere strictul necesar pentru copii. Și auzind cum plânge, i s-a rupt inima așa cum sunt mamele și s-a dus la prăvălie, la magazin, cum era mai demult în România. S-a dus la teșghea, la masa aceea pe care stătea omul care vindea produsele. Și a întrebat-o, ce vrei? O cunoștea, era din cartier. Vreau puțin orez și ce-o mai fi cerut, puțină făină. Ai bani? Îi știa condiția socială. Nu am, dar nu mai am ce să-ți aduc în loc de bani. Nu mai am absolut nimic decât eu și copiii. Ajută-mă, o să-ți dau, o să muncesc pentru tine, o să te ajut la descărcarea marfei, o să fac ceva pentru tine. Și i-a spus, ieși afară. În spatele femeii era un alt bărbat care stătea la rând. Când omul acesta a auzit conversația, a făcut un pas în față și a întrebat-o pe femeie, ce vrei să cumperi? Și femeia a spus, puțin orez și puțină făină. Și ce mai vrei să cumperi? Și pentru că i s-a oferit posibilitatea, femeia și-a deschis inima și a mai înșirat două articole, 3, 4, 10 de care avea nevoie. Și omul a mai întrebat-o, și ce mai vrei să cumperi? Și i-a pus de multe ori întrebarea asta până când a spus, nu mai vreau nimic. Atunci s-a uitat la omul de dincolo de masă și i-a spus, dă-i din toate aceste lucruri și eu rămân aici și plătesc. Dacă nu va găsi altă metodă Dumnezeu, și cu dumneata va proceda la fel. Trebuie numai să nu te lași speriat de uriaș, că dacă așa crezi, așa ți se întâmplă. Dacă așa nu crezi, așa nu ți se întâmplă. Tot timpul Domnul i-a întrebat pe oameni, crezi? Da, să se facă după credința ta. Crezi? Nu cred, Doamne, că speriat, nu mai știu de mine. Atunci, după necredința ta să se facă. Este în paguba noastră să nu credem. Este în avantajul nostru să credem. Diavolul vrea să ne sperie acum când, suntem la un pas de țară, cu tot felul de vești. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun în perspectiva protejării moștenirii, pe lângă protejarea inimii prin credință și prin siguranță și prin pocăință și prin neprihănire, adică să te apropii de Dumnezeu, să trăiești într-un anturaj care te ajută să te apropii de Dumnezeu, să fugi de orice anturaj care te depărtează de Dumnezeu, chiar dacă îți place, chiar dacă l-ai practicat până acum, să renunți la el. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este protejarea familiei. Oamenii înțeleg foarte multe lucruri prin experiență. Înțelegerea prin intelect este foarte săracă. Vă spuneam cu mai mult timp în urmă că numai când am fost pe banca socrilor și unul dintre copiii mei a fost aici pe scaunul de mire, de mireasă, numai atunci mi-am dat seama cum ar fi trebuit să procedez eu cu părinții care vin cu copiilor la nuntă. Am simțit în sufletul meu anumite lucruri pe care intelectual nu le-am bănuit stând pe bancă aici în calitate de păstor. Și mi-am dat seama de anumite lucruri care le-am trăit prin experiență. Oamenii înțeleg foarte multe lucruri prin experiență. Când avem copii mici, credem că ai noștri copii o să devină doctorii satului, profesorii statului, chiaburii satului, adică businessmenii satului și pastori, prezbiteri, diaconi, dirijorii de cor, numai copiii noștri o să conducă adunarea și orașul. Noi așa ne imaginăm. Și ne cresc copiii și visele noastre se cam risipesc. Și ne gândim, dar pe ăsta cine l-a învățat să înjure? Sau poate nu e valabil obiceiul ăsta, dar altul, sau altul, sau altul. Și mai vine cineva și ne spune, dar să știți că întotdeauna noi aflăm ultimii, să vă spun ceva, întotdeauna, totdeauna aflăm ultimii, ultimii. Toată adunarea știe, numai omul cu pricina nu știe.
Și când aude el, deja nu mai are cui să-i spună că tot știu. Dar atunci când îți cresc copiii, prin experiență gândești diferit. La fel este cu căsătoria. Îți imaginezi cum e să fii căsătorit, dar după ce te-ai căsătorit, prin experiență înțelegi diferit. Ei bine, atunci când ne uităm la Iosua, observăm experiența acestui om în ceea ce privește protejarea moștenirii pentru casa lui. Și pentru că el a fost ucenicul lui Moise pentru 40 de ani în cadrul generației ieșirii, a știut că diavolul, așa cum a ispitit pe Israel atunci, va ispiti și acum generația intrării. Pentru că uitați ce spunea Dumnezeu, eu cunosc duhul tău de răzvrătire și încăpățânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiți voi împotriva Domnului, cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, spunea Moise la popor, cu cât mai mult vă veți răzvrăti și după moartea mea. Cine spune asta? Moise. Păi Moise, de ce îi lasă să se răzvrătească? Educă-i, mustră-i, ceartă-i, dă-i afară din tabără, fă ceva, că ești Moise, nici tu nu poți? Iosua a hotărât în dreptul lui și al familiei sale să rămână un slujitor și un moștenitor al promisiunilor Canaanului. Spune el, dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să-i slujiți. Și observați că el prezintă trei perspective. 1. Dumnezeii din Egipt, țara de unde ați ieșit, Dumnezeii din Canaan, țara în care veți intra, sau Dumnezeul cerului și al pământului pe care l-ați avut de la ieșire până astăzi. Noi avem un Dumnezeu românesc, avem un Dumnezeu american, și avem Dumnezeul cerului și al pământului. Și de multe ori, dacă înțelegeți ce vreau să spun, între Dumnezeul românesc și al american există tot felul de contradicție și de adversitate. Cum acceptăm vestimentația, ca românii sau ca americanii? Cum acceptăm lauda și închinarea, ca românii sau ca americanii? Bijuteriile, cum le acceptăm, ca românii sau ca americanii? La americani de ce se poartă cercei și la român? Nu că citesc în aceeași Biblie, au același Dumnezeu, care e problema? Copiii ăștia, indiferent că îndrăznesc sau nu, astea sunt în mintea lor. Există un Dumnezeu al culturii din România și există un Dumnezeu al culturii din America și dincolo de asta există Dumnezeul cerului și al pământului care este peste tot pământul. Și Iosua îi întreabă, pe cine vreți să slujiți? Vreți să rămâneți în cultura, în datinile, în obiceiurile egiptene? V-ați deprins cu ele acolo, a stat mulți ani. Vi se pare mai culți idolii din Canaan? Sunt popoare mai dezvoltate? Pe care vreți să slujiți? Însă, indiferent pe cine vreți voi să slujiți, eu vreau să vă spun astăzi ca să știți. Spunea Iosua, eu și casa mea, lucru hotărât, o să-L slujim pe Domnul. Știți de ce? Pentru că slujindu-L pe Dumnezeu ne vom păstra moștenirea promisă de Dumnezeu și vom intra în țară. Am făcut tot ce am putut pentru voi, dar nu vă pot obliga. V-am spus, v-am repetat, am strigat, am mustrat, dar nu vă pot obliga. Faceți ce vreți, cât despre mine și casa mea. Fraților, fiecare dintre noi avem o anumită influență în adunare. În mod normal, păstorul ar trebui să aibă cea mai mare influență în adunare. Dar oricât de mare influență ar avea un păstor în adunare, influența lui este limitată. Și dacă cineva nu vrea să se pocăiască, păstorul nu-l poate obliga. Dacă cineva nu vrea să se smerească, nu-l poate obliga. Poate să ia decizia să-l excludă din comunitate și să nu mai aibă dreptul acesta activ. Dar asta nu-l corectează, nu-l schimbă. Dacă nu vrea să asculte, nu ascultă. Până la urmă Iosua acceptă această limitare a autorității lui și spune: dacă vreți să rămâneți cu Dumnezeii din Egipt, nu vă pot opri. Dacă vrei să vă însușiți Dumnezeii din Canaan, nu vă pot opri. Dar vreau să vă spun ca să știți cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Frați dragi, s-ar putea să aveți anumite întristări în inimă, fiindcă v-ați poticnit de anumite lucruri. Inima poate vă este rănită, frântă, dacă mi-ați spune a ști, dacă nu-mi spune și nici Domnul nu-mi descoperă, de unde să știu? Și de cele mai multe ori, dacă știu, nu se schimbă situația. Dar poate că sunteți în această situație pe care nu poate schimba un om decât Dumnezeu. Și pentru că sunteți în situația aceasta și sunteți amărâți, sunteți descurajați să veniți la adunare,
sunteți descurajați să veniți la rugăciune, la studiu biblic, la diverse întâlniri și vi se pare că în felul acesta rezolvați problema. Vi se pare că vă răzbunați în felul acesta și că, stai domne că îi arăt eu lui sau lor, ascultă-mă. Singurul lucru pe care îl faci este să-ți distrugi sufletul și să-ți distrugi familia. Dacă diavolul nu te păcălește cu uriașii să te sperie, atunci vine pe partea aceasta ca să te conducă la tot felul de stări de adversitate și să duci și în familie amărăciunea aceasta care va distruge inima soției, a soțului, a copilului și până la urmă biserica, familia își va pierde respectul pentru adunare, își va pierde respectul pentru tot ce se întâmplă aici și puțin câte puțin alegem alta adunare, alegem altă naționalitate, alegem altceva și până la urmă ne oprim în cluburi și în altceva. Frați dragi, cât despre fiecare dintre noi și familia lui, să nu vă depărtați de Dumnezeu. Să nu lăsați circumstanțele dintre oameni, din relații, să vă descurajeze de la pocăință, să vă descurajeze de la Biblie, de la rugăciune și de la lucrurile care le fac oamenii lui Dumnezeu. Să nu vă lăsați, pentru că în felul acesta, singuri, vă semnați dreptul să nu mai intrați, în ciuda faptului că ați ieșit. În încheiere, aș vrea să spun două vorbe pe lângă protejarea personală, pe lângă protejarea casei și despre protejarea bisericii sau a țării. Influența noastră în țară este mică. Totuși, prin rugăciune putem influența atât cât Dumnezeu hotărăște să dea curs rugăciunii noastre, indiferent că ne place sau nu ne place de președinte, ca și gust personal sau politic, este șeful statului în care trăim și trebuie să ne rugăm pentru el. Trebuie să ne rugăm pentru guvernul lui. Trebuie să ne rugăm pentru o influență divină în oamenii aceștia care fac legi pe care noi le suportăm. Trebuie să ne rugăm pentru guvern, așa a spus Scriptura. Să ne rugăm pentru cei care ne conduc din punct de vedere social, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic. Dar dincolo de asta, observați că Iosua a avut un mare curaj. Și victoria aceasta pe care el a avut-o pe drum a fost o victorie ciudată prin faptul că a fost un război cu fratele lor, cu verișorul lor. Ce vreau să spun? Vreau să spun că Amalek, care era nepotul lui Esau, și Amalek acesta nepotul lui Esau, Esau frate cu Iacov, au fost frați, apoi verișori și tot așa. A fost un popor înrudit cu evreii. Se spunea acum 2-3 joi în urmă, când au vrut să treacă prin țara lor, i-au oprit și la Refidim au avut un mare război. Și priviți cum s-a desfășurat războiul acesta și închei cu gândul ăsta. Știți ce îi spune Moise lui Iosua? Îi spune Moise lui Iosua următorul lucru. În Iosua, în Exod, capitolul 17, versetele de la 13 la 16, este prezentat războiul acesta când Moise îl trimite pe Iosua să se ducă să lupte. El se urcă pe un deal, însoțit de alți doi bărbați, de Aron și Hur, și pentru că Moise era în vârstă, era bătrân, acești doi bărbați tineri îi țineau mâinile ridicate, semn al binecuvântării, al chemării ajutorului, al implorării milei divine, al proslăvirii lui Dumnezeu, al protecției. Și bărbații aceștia, când mâinile slabe de bătrânețe ale lui Moise au fost întinse, ei i-au sprijinit brațele ca să le țină întinse și Scriptura menționează, când Moise avea brațele ridicate, Iosua avea victorie. Când Moise își lăsa brațele jos, Amalek avea victorie. Și atunci au intervenit acești doi bărbați ai mijlocirii. Uitați ce vreau să vă spun fără prea multă explicație. Scriptura ne spune că Iosua a învins cu sabia. Aceasta este expresia pe care o folosește prin folosirea sabiei de către Iosua. Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul sabiei, prin sabia lui Iosua. Noi suntem implicați în războaiele Domnului și noi trebuie să folosim sabia. Și Biblia spune în Evrei 4:12, dacă vreți o aplicație practică spirituală, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. Domnul a spus de 3 ori cel puțin în pustie când a fost ispitit, este scris, este scris, este scris, frați dragi, este singura armă de atac a creștinului, sabia, dar sabia e cuvântul, cuvântul adevărului. Noi trebuie să avem această sabie,
trebuie neapărat să o avem. Cu ea a învins Iosua. Este adevărat că în mod practic atunci el a avut o sabie adevărată, dar aplicația practică pentru noi, în războaiele în care suntem implicați ca și ei. Nu ne luptăm cu diavolul cu o sabie de ninja sau mai eu nu știu ce altceva, ci cu sabia Duhului, cu sabia cuvântului. Cât de mult iubim noi cuvântul? Cât de mult îl prețuim, îl citim, îl memorăm, îl învățăm? Cât de mult practicăm, prezența noastră în grupurile mici pentru învățarea lui? Dar nu numai sabia Duhului, adică cuvântul. Scriptura ne spune că Moise se ruga. Prin mâinile ridicate ale lui Moise. Te voi binecuvânta toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Psalmul 63:4. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Psalmul 133:4. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre locașul tău cel sfânt. Psalmul 28:2. Să ne înălțăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din ceruri. Ieremia 3:41. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. 1 Timotei 2:8. În felul acesta Iosua, Moise, Aron și Hur au făcut o echipă. Și când ei au făcut această echipă, unul a folosit cuvântul, unul a folosit rugăciunea, doi au slujit și au mijlocit și au ajutat. În clipa aceea a venit victoria. Frați dragi, și noi în biserică avem războaie de dus. Nu unii cu alții, ci războaiele vieții ca și congregație, ca și orice familie. Trecem prin tot felul de crize. Trebuie să luăm decizii. Unele dintre ele poate că nu satisfac pe toți membrii 100%, poate numai 99, poate numai 95, poate numai 90, poate se întâmplă chiar 80% și 20 rămân nemulțumiți, neîmpliniți în inima lor. Tot felul de războaie, cum le ducem? Ne facem de rușine față de toată comunitatea? Ne facem de rușine față de toate celelalte biserici? Ai face așa cu soția dumitale când intri într-un conflict? Vii în adunare și spui: fratele Luigi, lasă-mă de la microfon să spun ce am pățit cu soția? Tot așa faci. Cu copilul dumitale, tot așa faci. Este un război, cum îl duci? Cu ce armă? Ascultă-mă, trebuie să-l duci cu arma rugăciunii și cu arma Bibliei. Și în felul acesta vei avea victorie și vei putea să intri în țară. Să nu te desparți niciodată de rugăciune. Te rog, fă-ți timp să vii la rugăciune, nu vii pentru mine. Rugăciunea și Biblia asigur că comportă două dimensiuni, cea personală, pe care o faci singur acasă și Dumnezeu știe cât de mare e, și cea publică, pe care o faci împreună cu adunarea, la programele obișnuite de rugăciune sau de studiu biblic. Și atunci știm și noi cât de mare este. Dragul meu, ai ieșit din Egipt, ai trecut prin pustie, prin soarele arid, torid și acum ești aproape să intri. Nu te lăsa, nu te descuraja, nu te opri. Nu lăsa pe nimeni să te oprească, nici pe oameni și nici pe diavolul. Ține-te tare, dacă e nevoie, târăște-te, că mai este puțin. Doar Iordanul treci și ai trecut dincolo. Am vrut să spun în seara aceasta următorul lucru: mai este puțin și intri în promisiunea lui Dumnezeu. Nu te lăsa, ține-te tare, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu este cu dumneata, dar roagă-te, citește Scriptura, stai în unitate cu alți oameni, fă ceva ce este nevoie să faci și nu te opri, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu este pentru noi. El nu ne-a adus până aici ca să ne abandoneze. El ne iubește și când suntem bătrâni, El ne iubește și când suntem bolnavi, El ne iubește și când nu mai avem nimic, dimpotrivă avem nevoi pe care El ni le satisface. Priviți țara, fraților, priviți țara prin credință, ațintiți-vă privirile spre ea și cu această speranță culcați-vă diseară, s-ar putea să vină la noapte, iar dacă nu vine, cu această speranță treziți-vă mâine dimineață și cu această speranță trăiți toată ziua și mâine seară când vă veți culca să vă culcați cu această speranță, că dacă nu a venit în noaptea aceasta, s-ar putea să vină mâine noapte, iar dacă nu vine mâine noapte, treziți-vă din nou cu această speranță, într-o zi va veni și vei intra în țara unde nu mai există uriași, nu mai există lacrimi și boli, nu mai există probleme. Ține-te tare, Dumnezeu te iubește. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne smerim prin rugăciune înaintea Domnului, să-i mulțumim și să luăm deciziile pe care Duhul ne îndeamnă să le luăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail
luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.